Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la Prim Plan Obiectiv. Loredana Corchi sunt eu și mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Oradea este considerat unul dintre cele mai frumoase și ofertante orașe din România. În ultimii ani, orașul din vestul țării s-a dezvoltat extrem de tare, mândrindu-se cu un potențial turistic foarte crescut. Mulți investitori sunt interesați să construiască în Oradea, dar aici se pare că există niște proceduri care contracarează dezvoltarea haotică, proceduri transparente care îi ajută în a înțelege de la început care sunt condițiile în care pot investi. Așadar, în prima parte a ediției de astăzi aflăm mai multe detalii despre dezvoltarea urbană a municipiului Oradea de la invitata mea, pe care dați-mi voie să vă o prezint, alături de noi, doamna Arina Moș, viceprimar al municipiului Oradea. Bună ziua, doamna Moș, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doamna viceprimar, este evident faptul că despre Oradea se vorbește foarte mult în ultima perioadă prin prisma dezvoltării ei evidente. Sigur că da, dincolo de infrastructura în care s-a investit foarte mult, dincolo de reabilitarea clădirilor, care sigur aduc o față extrem de frumoasă acestui oraș, dincolo de toate aceste aspecte, investitorii încep să investească în municipiul Oradea, doresc să construiască aici. Dar, dacă e să facem o comparație, sigur, la scară mai mică cu municipiul Cluj-Napoca, aici se discută foarte mult despre o dezvoltare imobiliară haotică. Și atunci, bănuiesc că ați avut în vedere foarte multe aspecte pentru ca Oradea să nu ajungă în această zonă în niște ani de acum încolo. Și știu că v-ați focusat foarte mult asupra acestui aspect. De aceea v-aș întreba încă de la bun început, pentru că dumneavoastră aveți în subordine, să zic așa, sub aripa dumneavoastră, instituția arhitectului șef, tot ceea ce ține de zona aceasta de urbanism și implicit coordonați cumva comisia aceasta de urbanism a municipiului Oradea. Și aici vă rog să ne dați câteva detalii. Care sunt secretele, care sunt mecanismele acestei comisii? Da, așa este. Coordonez din prisma funcției de viceprimar instituția arhitectului șef, iar prin Comisia de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, formată din specialiști, ținem sub control, spunem noi, dezvoltarea urbanistică a orașului. În acest sens am transparentizat ședințele acestei comisii, comunicăm și argumentăm proiectele pe care le avizăm și impunem cumva investitorilor niște limite, spun eu, până la urmă de bun simț, acelea de a respecta reglementările în vigoare fără excepții. Dar în același timp avem și o mare deschidere față de toți cei care doresc să investească în orașul nostru, îi susținem și îi încurajăm să o facă. Însă eu cred că e mult mai corect și mai sănătos să avem întâlniri cu investitorii imobiliari și să-i consiliem privind politica de dezvoltare urbană, privind viziunea pe care o dorim noi ca și administrație publică locală să o implementăm. Mesajul pentru investitori e unul clar. Cel care dorește o investiție să fie convins că nu facem rabat de la planul urbanistic general, PUG, așa cum este el cunoscut, nu facem rabat de la reglementările care țin de procentul de ocupare a terenului și nici de la coeficientul de utilizare al terenului. Fiind dispuși să înțeleagă viziunea noastră, arhitectul șef al municipiului îi consiliază privind înțelegerea tuturor reglementărilor în vigoare, iar dânsii își pot gestiona mult mai coerent, zic eu, resursele financiare și, bineînțeles, împreună scurtăm atât timpul de avizare, cât și implicit implementarea investiției dorite de către domniile lor. Aceasta însă e o mare provocare pentru instituția arhitectului șef, însă eu cred că până la urmă primăria este cea care impune ritmul și modul de dezvoltare. Primăria încearcă să schimbe mentalități vis-a-vis de cum trebuie să arate un oraș european.
formată din specialiști, arhitecți și urbaniști, oameni cu experiență și expertiză. Eu zic că reușesc să contracareze presiunile care pot duce, așa cum ați menționat, la o dezvoltare haotică. Deci, ca să înțelegem mai bine, această comisie de urbanism are un rol extrem de important. În primul rând, această etapă în care investitorii sunt consiliați, în care se vorbește cu dumnealor, în care le sunt prezentate condițiile în care pot investi, în care pot construi. Această etapă este una extrem de importantă, pentru că dacă se trece de această etapă, nu mai apar surprize, așa cum se întâmplă. Eu tot fac comparație și cu municipiul Cluj-Napoca, pentru că, iată, se vorbește foarte mult în ultima perioadă de această dezvoltare haotică, că așa putem să o numim, poate tocmai pentru că nu există această discuție foarte clar stabilită dinainte și din dorința ca un oraș să se dezvolte tot mai mult, iată, se ajunge în puncte în care deja e greu să te mai oprești. Așadar, transparente sunt procedurile acestea, ni le-ați făcut cunoscute, sunt etape care ajută foarte mult, repet, ca investitorii să înțeleagă dacă pot și unde pot construi în Oradea. Dacă ne referim la dezvoltarea urbană a municipiului Oradea, așa, per ansamblu, ce ar trebui să avem în vedere? Totuși, orașul a devenit deja, dar parcă tot mai mult, un magnet și pentru turiști. În primul rând, zona centrală a unui oraș, cred eu că trebuie să fie prietenoasă atât cu orădenii, cât și cu turiștii. Trebuie, într-adevăr, cum ați spus, să devină un magnet care să atragă comunitatea și ideea e să aducă comunitatea împreună. Până la urmă, oamenii dau farmecul unui oraș bine gândit, cu piațete publice și locuri de relaxare, ca oamenii să fie dornici să rămână în weekenduri acasă, nu să le trezească dorința de a fugi din oraș cum vine weekendul. Iar Oradea, zic eu, că îmbină armonios locuirea cu serviciile și acestea se completează reciproc. Primăria susține ca proprietarii persoane fizice să rămână în palatele orădene, care de principiu sunt chiar în zona centrală. Nu ne dorim sub nicio formă o depopulare pe zona centrală a celor care dețin aici locuințe și să atragem doar funcțiuni Horeca. Cele două funcțiuni pot conviețui împreună, aduc plus valoare zonei și se nasc beneficii de ambele părți, dar respectându-se una pe alta. Aceasta este părerea specialiștilor cu care eu lucrez în această comisie. Reabilitarea centrului istoric, punerea în valoare a acestor bijuterii arhitecturale, cum le numim noi, se face concomitent cu proiectele de investiții în infrastructură, în transformarea unor zone pietonale, astfel încât să diminuăm sau chiar să eliminăm în timp traficul rutier din zona centrală. Zona centrală e redată turistului și devine un punct de atracție prin obiectivele turistice dezvoltate de-a lungul anilor, iar aceste romantice străduțe destinate doar pietonului duc cumva natural înspre obiectivele noastre turistice pe care le-am pregătit atât pentru orădeni cât și pentru turiști. E important să nu uităm nici de orădeanul care locuiește aici zi de zi. Sigur că da, are succes o astfel de abordare din partea unei administrații publice locale, dar asta ne-a obligat și să construim parcări subterane sau glasol în zona centrală pentru a oferi soluții cetățeanului. Da, este foarte important că ați găsit aceste soluții, v-am ascultat cu atenție, spuneați că vă doriți ca proprietarii persoane fizice să rămână în palatele orădene și chiar i-ați motivat în acest sens, au găsit tot felul de modalități prin care au fost motivați să rămână și să contribuie la reabilitarea fațadelor acestor clădiri, ceea ce este un lucru extrem de important. De asemenea, faptul că ați creat parcări subterane, repet,
infrastructura a fost întotdeauna avută în vedere. Și dincolo de faptul că spuneați că nu vreți ca orădenii să plece în weekend în alte părți, eu vă spun chiar că foarte mulți clujeni aleg să plece către Oradea în weekend și se pare că numărul lor este tot mai mare. Un alt aspect pentru care este recunoscut orașul Oradea e legat de faptul că e capitala Art Nouveau a României. Singurul oraș din România, de altfel, înscris în rețeaua Art Nouveau, dacă nu mă înșel și dacă între timp nu s-au schimbat lucrurile. Da, noi suntem norocoși în Oradea pentru că avem o moștenire arhitecturală bogată. Oradea e capitala Art Nouveau a României. S-au făcut eforturi de-a lungul anilor atât din partea primăriei, a constructorilor, a restauratorilor. Așa că orașul este pe harta destinațiilor turistice cu încărcătură culturală. Oradea Heritage reprezintă o frumoasă colecție de monumente și clădiri de patrimoniu, în parte restaurate. Sigur că da, multe dintre ele sunt în curs de restaurare, cu sprijinul Fundației pentru Protejarea Monumentelor din județul Bihor. Cunoașteți probabil programul multianual și prin acest program intervenim în continuare asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturală situate în ansamblul urban centrul istoric Oradea. Până în momentul de față au fost reabilitate 40 de clădiri, aproximativ 40 de clădiri, prin măsuri fiscale de supraimpozitare de 500% pentru clădirile degradate, apoi pentru cei care și-au refăcut fațadele primesc scutire de impozit pentru o perioadă de 5 ani, însă noi sprijinim atunci când vorbim de clădiri situate în ansamblul urban, pentru că punem la dispoziție servicii de dirigenție de șantier, întocmim proiectele tehnice, consiliem, ceea ce e foarte important. Încercăm cât de repede să dăm avizele și autorizațiile necesare ca astfel lucrurile să meargă bine împreună. Că suntem o comunitate și împreună trebuie să facem. Da, doamna Moș, ar mai fi un lucru de discutat împreună cu dumneavoastră, care mi-a atras atenția în mod special legat de obiectivele turistice care atrag, sigur, atât turiști orădeni, dar și oameni cu nevoi speciale, se pare. Eu vă cunosc din postura de director al Direcției de Asistență Socială Oradea. Știu că acolo a stat la cârma instituției aproape 8 ani de zile. Cu siguranță, cumva, sufletul v-a rămas acolo și cu siguranță nu puteți să renunțați la tot ceea ce înseamnă activități în această zonă. Știu că aveți așadar foarte multe obiective turistice și un aspect foarte important, de exemplu, Casa Darvaș la Roș. Este un obiectiv turistic spectaculos. Este vizitat de foarte mulți turiști, dar dincolo de asta, dumneavoastră organizați o seară, joia la Darvas, care reunește orașul prin faptul că în fiecare săptămână se abordează alte teme de socializare. Pentru că am pierdut conexiunea cu dumneavoastră, am punctat eu aceste aspecte. Repet, știu că sunteți implicată și cu siguranță vă aștept cu mare drag într-o ediție viitoare să ne dați mai multe detalii despre aceste evenimente la care, repet, participă și persoane cu nevoi speciale. Acum însă noi trecem mai departe, mulțumindu-i așadar doamnei viceprimar. Vorbim despre orașe, vorbim despre cât de atractive sunt pentru turiști, dar dincolo de asta, atunci când vorbim de un oraș, trebuie să vorbim și de universități, dar și de spitale. Când vorbim de spitale, trebuie să discutăm și de problemele care apar aici. Legislația română spune în felul următor: unitățile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenție, diagnostic sau tratament, în situația în care acestea sunt consecința infecțiilor nosocomiale, cu excepția cazului când se dovedește o cauză externă ce nu a putut fi controlată de către instituție. Asta înseamnă că pacientul va trebui doar să demonstreze că infecția de care suferă este nosocomială, adică a fost contractată în timpul internării în unitate medicală.
Dacă face această dovadă, unitatea de sănătate va fi considerată responsabilă și, prin urmare, va trebui să compenseze pacientul pentru consecințele infecției. Asta spune legea. De aici până la se pune în practică aceste lucruri, probabil că e o cale un pic mai lungă. Alături de noi astăzi domnul avocat Cuculis Adrian, care este specialist în domeniu, astfel încât ne poate ajuta să înțelegem mai bine cum se procedează în astfel de situații, dar, din păcate, a spune, este și pățit, având o poveste cutremurătoare. Domnule avocat, vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și dacă nu adăugați dumneavoastră aspectul ăsta, îl adăugam eu, că nu sunt cunoscător al materiei doar prin prisma dreptului, respectiv prin prisma, să spunem așa, afacerilor judiciare pe care, până la urmă, contribuabilii, că cu toții suntem contribuabili, le au în instanțe, dar și, da, această prismă personală care... Să știți că nu m-am îmbunătățit din punct de vedere al profesionistului, pentru că eu oricum de multă vreme eram angrenat în procesele acestea, ci pur și simplu mi-am dat seama mai bine că în România e foarte frumos, ieși la o cafea, te întâlnești cu prietenii, vizitezi orașe. Eu, de exemplu, acum sunt la Suceava, că am avut un dosar aici și de asta sunt așa într-un format neconform, să spunem, nu la birou, cum sunt obișnuit în mod obișnuit să fac transmisiunile, dar când vine vorba de chestiuni serioase, adică spital, da, stare de sănătate, servicii și așa mai departe, suntem tare, tare de tot în urmă. Domnule avocat, pentru început, spuneți-ne, vă rog, cu ce problemă v-ați confruntat dumneavoastră, în măsura în care puteți să ne împărtășiți și cât puteți să ne împărtășiți din situație, pentru că nu este foarte confortabil să vorbiți despre ea, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, și înainte de situația în sine, dumneavoastră erați focusat pe această zonă, pentru că vă doriți să faceți cumva niște clarificări în zona aceasta și să atrageți atenția de fiecare dată, să trageți câte semnale de alarmă puteți, dar cu atât mai mult ajungând să fiți chiar acolo în miezul problemei, poate că ați resimțit mai cu ardoare tot ceea ce se întâmplă și poate că într-un fel sau altul totuși v-a dat un alt elan în a face demersul și n-a ajutat și alți oameni să le facă dacă sunt în situațiile respective. Deci spuneți-ne dumneavoastră pe scurt ce ați pățit. Vreau să încep de îndoase la discuția, adică de la final, și e până la urmă, dacă vreți, un îndemn și pentru cei care au trecut prin tot felul de situații de viață și de moarte, cum a fost situația cu băiețelul meu. Din toată treaba asta și din coalizarea altor persoane care au trecut prin chestiuni identice, alții nu mai au copiii alături de ei. Eu sunt un caz absolut fericit și aici e o contribuție divină 100% din punctul meu de vedere. Până la urmă și doctorii au recunoscut, deci cine sunt eu să spun că nu e așa. S-a creat o asociație care începem așa ușor să-i punem bazele, o asociație care sper eu că o să intre foarte serios în tot ce înseamnă sistemul de sănătate și o să vină cu un aport important pe zona aceasta psihologică, pe zona de a interacționa mai mult cu persoanele care sunt în asemenea situații și vreau să strâng în jurul meu și vă lansez în mod oficial invitația de a vă alătura campaniei mele, inclusiv persoane publice care să facă ceea ce spune americanul awareness în piață, să fim conștienți că în spitale există infecții nosocomiale și să mergem mai departe cu mesajul acesta către decidenții politici, către decidenții de la nivel de conducere a spitalelor să raporteze acele infecții nosocomiale și nu în ultimul rând, dacă chiar nu s-o putea aici la noi în țară, cineva din afara țării, adică de la nivelul Uniunii Europene, să vină să ne arate cum se face treaba. Nu în ultimul rând, părerea mea este că atunci când primești o veste atât de îngrozitoare, copilul tău nu mai este în viață, nu ți se poate prezenta lucrul ăsta de către un medic, ok, uite aici, e corpul, faci ce vrei cu el și la revedere. Lucrurile astea trebuie stabilite din punct de vedere procedural, doar că vorbind cu medicii implicați în treaba asta, mi s-a spus că psihologii și-au dat demisia. Ei bine, eu o să încerc, asociația Carla se numește, să substitui cumva ceea ce nu reușește statul și sigur cu implicarea tuturor persoane publice, preoți, psihologi, medici, avocați, bineînțeles, pentru că vor fi nevoie și colegii mei mă vor sprijini să inițiem litigii și să ducem practic ce vom reuși să recuperăm de acolo în această asociație care să susțină, de fapt, programul acesta. Sperăm noi ca într-un an, 2, 3 sau 10 să schimbăm fundamental modul de gândire. Dar
Domnule avocat, numai puțin, înainte să continuați cu speța dumneavoastră, ați adus vorba de raportările din România cu privire la infecțiile nosocomiale din spitale. E clar că sunt subraportate, chiar și zilele trecute, Ministrul Sănătății a ieșit în mod public, cumva rugând directorii spitalelor să raporteze în mod corect și cât se poate de clar aceste infecții. De ce nu se întâmplă asta? Directorii spitalelor iarăși spun că în momentul în care raportează o astfel de infecție, sau ca fiind un spital cu astfel de infecții nosocomiale, acesta este automat etichetat. Și atunci unde am ajunge cu toată procedura? Doar că, până una alta, eu consider că neraportarea infecțiilor nosocomiale nu trebuie să fie doar o faptă civilă disciplinară și o simplă amendă sau că zboară directorul medical sau managerul, ci trebuie să fie considerată faptă penală. Pentru că eu, spre exemplu, dacă vreau să cumpăr un serviciu și dumneavoastră îmi prezentați serviciul respectiv ca fiind foarte în regulă și din toate punctele de vedere pliabil pe situația mea și că ajung acolo și de fapt mă îmbolnăvesc, lucrul ăsta nu trebuie să fie tratat doar din punct de vedere civil. E ca un viciu ascuns? Da, e mai rău decât un viciu ascuns, e ca și cum ai cumpăra o casă care îți cade pur și simplu în cap, nu la primul cutremur, ci la prima adiere mai serioasă de vânt. Și atunci, dacă infecțiile nosocomiale nu sunt raportate și cred, dați-mi voie să vă spun că ministrul Rafila, cred că este singurul în an de zile care a avut acest curaj nemaipomenit să iasă și să spună raportați infecțiile nosocomiale că e groasă. Și e groasă pentru că ajungând acum și în sfera mea, da, de interes personal, băiețelul meu care s-a născut în maternitate la filantropia, ei sunt deja dați în judecată, cazul este public de ceva vreme, de acolo a contractat o bacterie, o infecție nosocomială, adică probabil că să nu spuneți că suntem la televizor și ce probe avem. Păi probele sunt exact rapoartele lor medicale unde este constatat enterococul luat din spital, deci toate dovezile sunt la dosar, ca să spunem așa, și le pot prezenta oricând, bineînțeles. Iar de acolo, sigur că starea lui de sănătate s-a agravat foarte tare, fiind vorba și despre o chestiune care ținea de o sarcină de prematură, dar nu are problema, pentru că o avem pe surioara lui, care e super în regulă, nu a avut niciun fel de problemă, deci clar, cumva, legătura de cauzalitate este făcută prin prisma infecției nosocomiale. Și haideți, că noi ca noi, că suntem, da, majori vaccinați, vorba aceea, dar să nu iei absolut toate măsurile de prevenire și combatere când vine vorba de maternități, mi se pare o crimă cu premeditare, pentru că avem, și interesant ar fi un demers jurnalistic, câte decese avem la nou-născuți, la prematuri, la termen și așa mai departe, și câți dintre ei au fost constatați la rapoartele de necropsiere, pentru că sunt obligatorii în spitale, câți dintre ei au fost constatați ca având sau fiind plini de infecții nosocomiale. Eu vă spun că nu am văzut caz și am, cred eu, câteva sute de cazuri peste care am trecut și le-am revizuit, în care micuții erau infectați cu nosocomiale. Nu spun, atenție, că era legătură directă de cauzalitate la deces, pentru deces, dar faptul că toți aveau infecții nosocomiale ne spune că este o pandemie de infecție nosocomială la întreg sistemul sanitar. Domnule avocat, spuneați că nu s-au luat măsurile sau a nu lua măsurile reprezintă o faptă extrem de gravă, vă dăm dreptate. Cine ia măsurile acestea? În ce constau măsurile? Pentru că știți că intrăm iarăși în povestea cu dezinfectanții. Dacă extrapolăm și mergem și mai în spate, vinovații sunt cu 3 generații în urmă. Pe Condra nu-l mai aduce nimeni înapoi, asta e clar, sau cine știe, dar un lucru e cert. În zona aceasta a dezinfectanților, a dezinfectărilor, alea sunt niște chestiuni care merg inclusiv în zona aceasta a licitațiilor publice și nu are niciun sens discuția acum. Ceea ce știu eu este că trebuie să cumperi un produs conform. Dacă ai folosit produsul respectiv conform, atunci tu ești absolut de orice fel de vină, dar dacă tu ai făcut controle și ai descoperit infecții nosocomiale și nu le-ai raportat, ești la fel de vinovat ca cel care îți vinde produsul neconform. Sigur că directorii medicali, managerii de spitale, care nu trebuie să fie neapărat medici, au această obligație. Cum vă explicați? E o chestiune, sigur, retorică, la care să-și răspundă fiecare în sinea lui. Cum vă explicați totuși că imediat după ce am formulat eu plângerea aceea și penală și civilă și disciplinară și la Colegiul Medicilor și la Comisia DSP, ce a fost un cumul de plângeri pe care l-am formulat,
au început spitalul respectiv să raporteze infecțiile nosocomiale și uitându-te o lună, două, trei, cinci înapoi, nu se raportase nicio infecție nosocomială. Acum Dumnezeu, a fost așa o explozie de infecții nosocomiale imediat după ce s-a infectat băiatul meu. Deci declarația ministrului, coroborat cu ce vă spun eu aici, sigur că am dovezi și sunt solide, clare, materiale dovezile respective, adică rapoarte medicale, este clar că problema nu este una izolată, este una sistemică, fiind o problemă sistemică, bineînțeles că n-am fi auzit niciodată o declarație de ministru, adică ministru are în spate niște consilieri, are în spate niște raportări, are în spate niște cazuri în principal și de ce nu? De ce nu? Poate că și eu la un moment dat prin toate aparițiile mele și prin publicarea cazului, prin facilitarea către presa a tuturor informațiilor referitoare la acest caz, la un moment dat a ajuns și la urechile domnului ministru, care până una alta, lăsând la o parte faptul că este politician, este medic și înțelege foarte clar care sunt implicațiile acestea, plus că a fost o voce și e de aplaudat, este de lăudat, îi mulțumesc pe calea aceasta, că a ieșit și a pus punctul pe i. Dom'le, ăsta e X-ul, avem problema asta, vă rugăm să faceți lucrurile astea, pentru că doar prin raportare, putem înțelege cât de voluminos și cât de extins este fenomenul infecțiilor nosocomiale. Domnule și atenție, avocat, numai un pic, vă rog. Nu vina pe nimeni că X sau Y, da. Este vorba de sistem în sine. La noi în țară sunt mai bine de 660 de spitale acreditate, 374 de spitale publice, 290 spitale private. Dintre acestea, 86 au raportat infecțiile. Câte din cele 660 credeți că au infecțiile acestea? E colosală informația, e ceva, eu nu pot să cred că așa stau lucrurile. Adică cifrele dumneavoastră arată că ce, o pătrime din spitale raportează infecțiile nosocomiale, am înțeles eu corect, e o glumă, pur și simplu, cred că toate au. La un moment dat, cea mai la îndemână sau cea mai lesne apărare a fost că există infecții nosocomiale și la cele mai mari spitale din lumea asta. Adică apărarea asta, sigur, poți să o faci, dar nu o să ține niciodată în instanța de judecată. Dar nu cred. Cred că 100% dintre cifrele pe care le-ați prezentat dumneavoastră acolo sunt lovite de fenomenul acesta al infecțiilor nosocomiale, adică toate spitalele, inclusiv cele particulare, pentru că sunt cazuri, da, documentate în instanță, documentate în parchetele din România, unde s-au luat infecții nosocomiale și încă unele foarte, foarte grave și din spitalele particulare. Diferența este că, în particular, dacă se întâmplă lucrul ăsta, sigur că răspunderea este imediată, se închide, se nu știu ce, că când la spitalele de stat am întrebat și eu de multe ori, zic, doamne, cine a închis secția respectivă dacă tu DSP, atenție, ai constatat că se întâmplă ceva în neregulă acolo, că, spre exemplu, o anumită aparatură nu mai e funcțională sau este ieșită din termenul de garanție sau nu mai este servisată sau e plin de infecții nosocomiale sau că se întâmplă niște lucruri neconforme, cum ar fi lipsa căldurii din spital. Deci nu închideți secțiile respective. Și răspunsul este unul unanim și este un răspuns cinic și simplu în același timp, pentru că cinismul cumva a dat simplitatea răspunsului, dacă le închidem, nu avem altele. Și atunci, acum, să știți că și eu voiam să vă întreb ceva tot la fel de cinic. Dacă în toate spitalele acestea sunt infecții nosocomiale, nu mai mergem la spital. Păi nu, te duci la spital, dar fiecare trebuie să conștientizeze că în momentul în care ajunge la spital acolo, doctorii, managementul, directorii medicali, femeia de serviciu, asistentul, absolut toți trebuie să fie angrenați într-un proces în care infecția nosocomială să fie redusă pe cât este posibil. Și sigur, dacă se ajunge și la o asemenea infectare cu mă rog, bacteriile acestea, virusurile acestea, tratamentul să fie unul optim. Vă dau exemple de oameni care au fost lăsați liberi, să spunem așa, ieșiți din spitale plin de infecții nosocomiale și pentru care nu s-a prescris medicament, niciun fel de tratament. Există persoane care nu scapă de infecțiile nosocomiale după externare vreme de 3 ani, 4 ani, alții rămân pe viață cu infecțiile respective. Așa. Este.
Așa este, așa este. Și o să vă întreb cine răspunde sau dacă răspunde cineva sau dacă își recuperează în vreun fel vreun prejudiciu genul acesta de persoane multe la număr. Dar înainte de asta, știți că noi am mai purtat discuția aceasta și, nu știu, poate este sau nu este un mit, cu siguranță v-ați documentat mult mai bine între timp, lovindu-vă în mod direct de această problemă. Se spune că aceste infecții nosocomiale la nivel de spital nu ies cu dezinfectanți, că trebuie mers până la a rașcheta primul strat de pereți, de, în multe cazuri trebuie demolat spitalul cu totul și reconstruit unul nou ca să fim siguri că nu mai există infecția respectivă. Așa este. Așa este. Vreau să vă dau un exemplu, pentru că se pare că cumva sunt omul potrivit la locul potrivit când vine vorba de subiectul ăsta. Printre altele, gestionez alături de un asociat un centru rezidențial pentru bătrâni. El este construit de la zero, este făcut după ultimele standarde și nu am făcut rabat la absolut nimic și găzduiesc acolo 30 de persoane. Vreau să vă spun că înainte de a interna pe cineva, se fac aceste analize și ne asigurăm că persoana respectivă nu este infectată de vreo infecție nosocomială adusă de prin spitale, pentru că mulți vin direct din spitale. Pentru că dacă, Doamne ferește, asta a și fost discuția medicală de la punctul numărul 1 de când s-a deschis centru, dacă, Doamne ferește, vine vreo infecție nosocomială rezistentă la antibiotic, rezistentă la toate substanțele pe care le folosim pentru dezinfectare, înseamnă că trebuie să demolăm centrul respectiv, să-l închidem, să-l demolăm și să facem altul. Deci situația este foarte gravă pentru că ei s-au mutat în decursul timpului, au căpătat rezistență la antibiotic, la un moment dat chiar dezinfectantul acela, că tot ați menționat mai devreme, probabil că le făcea plăcere printre altele, că în niciun caz nu ajungea să dezinfecteze spațiul respectiv și anumite tipuri de virusuri și până la urmă infecții. Așa este, rămân în pereți, pe suprafețele acelea lavabile și pur și simplu nu le pot scoate de acolo. Domnule avocat, băiețelul dumneavoastră este bine acum, acasă. Da, da. Are niște ochelari de scafandru impresionanți. O să vă trimit, îmi pare rău că n-am apucat înainte de emisiune să vă trimit o poză cu el, poate îl și arătam. Este un luptător, e adevărat, avem de recuperat vreo 3-4 luni de zile. Asta e perioada pierdută, să spunem așa, în dezvoltarea lui normală. Dacă surioara lui deja la aproape un an, apropo pe săptămâna viitoare, peste două săptămâni fac un an, am doi, evident că sunt gemeni, la distanță de câteva minute, vreo două minute, dar el are de recuperat un pic, surioara se ridică în picioare, merge pe mobil, adică a făcut, să spunem așa, e îmbunătățită, e la vârsta normală, chiar peste vârsta normală, el are vreo 3-4 luni de zile și totuși să nu uităm, 8 luni de zile internat în spital, e magnific, poate să facă lucrurile astea, se întoarce, stă în funduleț, deci e avansat mititelul, dar din pricina suferințelor de acolo s-a declanșat un strabism și are o pereche de ochelari foarte haioși. Dacă ați văzut minionii, arată exact ca un minion și nu exagerez cu absolut nimic, este minionul meu și îl aștept să crească și să recupereze până la urmă handicapul acesta de 4 luni de zile, dar toate premisele sunt foarte bune și pronosticul este unul foarte bun. Aici că probabil în câteva luni de zile o să fie peste soră sa, deci aștept momentul și oricum îi mulțumesc Dumnezeu că suntem aici, sunt un părinte super fericit și recunoscător pentru tot ceea ce am primit. A fost o perioadă grea, dar vreau să dau exemplul acesta pentru că nu vreau să iau eu un milion de euro, vreau să fac ceva cu banii ăștia, adică să-i donez și să fac ceva efectiv în asociația despre care vă povesteam mai devreme și nu mi-ați spus dacă vă implicați în proiectul. Absolut ne implicăm și o să ne dați și mai multe detalii după emisiune, pentru că vrem să facem asta. Dincolo de asta, vreau să vă doresc să fiți sănătos împreună cu gemenii dumneavoastră și cu soția. Ați trecut prin momente extrem de dificile. Ne bucurăm că nu vor fi consecințe, dar exact asta voiam să vă întreb. Cum poate fi cuantificabilă suferința a doi părinți și a micuțului până la urmă, dar mai cu seama celor care conștientizează ce se întâmplă, în bani, că spuneați că v-ați gândit la o sumă cu care sigur vreți să faceți ceva, altceva, nu vreți dumneavoastră banii, dar pentru cei care ne urmăresc și care trec prin astfel de probleme și care suferă enorm, în ce fel pot cuantifica prejudiciul acesta moral, material,
să-i spunem cum considerați? Este greu de crezut că la un moment dat poți să pui semnul legal și, apropo, v-am trimis poza, cum v-am promis. E greu de crezut că poți să pui semnul legal la un moment dat între suferința unui părinte și a unui copil și o sumă de bani. Nu, asta nu se poate întâmpla. Nu există un ghid al suferinței și nu o să existe vreodată un ghid al suferinței, pentru că dați-mi voie să vă spun, așa cum există părinți pe care eu am cunoscut în dosare care și-au abuzat copiii, sunt părinți care au făcut totul pentru copiii lor și sunt părinți care au luat viața copiilor lor. Iar ghidul acesta al suferinței, bineînțeles că ține de la persoană la persoană, ține foarte mult de la de cum ești tu ca individ în cele din urmă și nu poate fi cuantificat decât prin prisma propriei tale persoane și propriei tale trăiri. Sigur că o persoană sau un cuplu, o familie care a trecut prin ceea ce am trecut noi și credeți-mă că sunt foarte mulți, normalitatea pe care sau către care tindem noi sau pe care ne-o dorim noi e destul de rară. Adică cazurile astea perfecte, de sarcină perfectă, totul este super ok, sunt destul de rare. Întotdeauna apare câte ceva, sigur, la unii mai mult sau mai puțin, dar cei care au trecut prin ceea ce am trecut noi, sigur că evaluează, cuantifică și chiar la un moment dat vreau să vă spun că mi-am crescut copiii super capricioși și fac cam tot ce vor ei. Și s-ar putea treaba asta să mă coste ca, mă rog, o spun așa cu inimă grea vorba aceea, copiii să fie foarte, foarte răsfățați. Dar nu am încotro pentru că am trecut prin niște momente extrem de dificile cu infecțiile astea nosocomiale despre care vorbeați dumneavoastră și noi pe parcursul emisiunii și atunci sigur că îi crești într-un anumit fel, îi super protejezi, devii așa scut în jurul lor. Așa este și să știți că vă scripesc ochii când vorbiți de copiii dumneavoastră. Am primit poza, sunt absolut minunat și într-adevăr e de o dulceață ieșită din comun. Să dea Dumnezeu să le fie bine. Astăzi ne oprim aici, domnule avocat, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi și ne-ați împărtășit și din povestea dumneavoastră, care sigur este luată exemplu de toți ceilalți. Mult succes cu proiectul pe care îl aveți și cu mare drag vă aștept să ne mai împărtășiți din tot ceea ce urmează. Vă mulțumesc! Și noi mergem mai departe cu partea a treia a emisiunii. În perioada 14-18 martie a avut loc Summitul Carierelor, eveniment organizat anual de către EduBiz, o academie de leadership. O cunoașteți deja pentru că am mai discutat de multe ori în cadrul emisiunii Prin Plan Obiectiv despre aceasta. Este o academie care îi ajută pe tineri să se orienteze în carieră și vrem să aflăm cum a fost ediția de anul acesta, astfel încât alături de noi din nou Teodor Achifor, fondator EduBiz, președinte EduBiz. Teo, îți spun, alegeți tu, că ai zis că ești fondator, dar ziceai că președinte sună așa prea pompos. Păi președinte ești, asta este. Îți mulțumim că ești alături de noi. Mulțumesc tare mult de invitație și mă bucur tare mult că de fiecare dată când se întâmplă lucruri frumoase, putem să venim să le împărtășim cu toți telespectatorii voștri, dar și cu cei care se uită ulterior pe online, pentru că mulți se uită ulterior. Așa este, așa este. Și să știi că i-am văzut și pe tinerii care au participat la acest summit al carierelor. Noi l-am anunțat înainte de a avea loc, pentru că erau foarte entuziasmați, pentru că se anunțau nume foarte importante care participă și de la care vor putea prelua informațiile de care au nevoie. E atât de important ca la finele liceului, de exemplu, să știi înspre ce facultate, de exemplu, să mergi sau la finele facultății să știi ce carieră să-ți alegi, să fii îndrumat, să fii consiliat, să vină cineva din cadrul sistemului și să-ți explice care sunt avantajele și dezavantajele. Fă-ne o sinteză a ediției de anul acesta. Câți participanți au fost în total și din ce domenii au venit speakerii? Anul acesta ne-am bucurat să participe peste 300 de tineri. Au fost studenți și liceeni din toată țara, chiar și din mediul rural. Asta e extraordinar pentru că, fiind online, au putut să participe și tineri care poate locuiesc într-un sat unde nu au acces la astfel de activități. Au fost peste 27 de speakeri, uite chiar acum rulează. Da. Au fost speakeri din toate domeniile pentru că
aproape toate domeniile. Am rămas dator cu un domeniu. Noi întrebăm tinerii ce domenii interesează și din ce domenii ar vrea să cunoască oameni. Și atunci am invitat manageri, antreprenori, oameni din social media, oameni din televiziune, oameni din domeniul dreptului, avocați, judecători, chiar voi ne-ați ajutat și ne-ați și recomandat, medici, arhitecți, IT-iști, inclusiv oameni din domenii pe care nu le folosim așa, adică de care nu știm așa de multe cum e, de exemplu, energia asta regenerabilă. Sunt foarte multe joburi pe acest domeniu și nu sunt efectiv pregătiri pentru așa ceva. Și atunci e important ca tinerii, de exemplu, care merg la inginerie, să știe ce fel de competențe să-și dezvolte, să-și asigure un viitor job sau din inteligență artificială. Psihologie, apropo, îl văd acum pe ecran pe domnul profesor Daniel David, directorul de la UBB, și dânsul a fost prezent și memorabil în stilul dânsului caracteristic. Toată lumea a plecat de acolo cu niște lecții foarte faine și chiar avem temă de casă. Adică, da, cu ce am rămas dator, de exemplu, de n-am fost nimeni din poliție și pompieri, jandarmerie. Foarte mulți tineri aparent sunt atrași de domeniul acesta. Am avut, în schimb, oameni de la SMURD, medici de la SMURD, așa că vom organiza și o întâlnire, un webinar cu oameni din poliție. Deja am luat legătura cu ei să vedem care dintre ei sunt deschiși să vină să le vorbească tinerilor. De fapt, e un moment, e o săptămână întreagă. Anul viitor vrem să-l facem timp de 2 săptămâni, pentru că ne-am dat seama că e multă, multă solicitare, mulți solicită să participe la cât mai multe webinarii și atunci vrem să le dăm posibilitatea să participe la 3, 4, 5. Speakerii sunt oameni care, în primul rând, au succes în domeniul lor, dar au succes nu doar pentru că sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere tehnic sau specific domeniului lor, dar inclusiv au carismă, capacitatea de comunicare și iubesc tinerii. Și doresc să împărtășească ceea ce ei deja au dezvoltat, vor să le arate ce să facă, nu neapărat să le arate drumul mai simplu, ci să-i încurajeze. Exact asta voiam să te întreb, Teodora. Cât de receptivi au fost speakerii la invitația ta? Eu te-am văzut foarte implicată, te-am văzut sunând, făcând tot felul de demersuri pentru ca din fiecare domeniu, iată, să vină cumva un nume atât de reprezentativ pentru domeniul în care profesează. Sigur, aceștia sunt și ei foarte ocupați. Toată lumea se confruntă cu lipsă de timp în ultima perioadă, cu toată nebunia, cu contextul actual, dar acum, văzând și rulând speakerii, îmi dau seama că toți cei pe care i-ai invitat au fost și prezenți. Au fost și prezenți și avem bucuria să spunem că 100% din oamenii pe care noi i-am invitat au și venit. Adică n-a fost niciun speaker, niciun prieten al Edubizului sau prieten de-a prietenilor Edubizului care să ne spună: îmi pare rău, eu nu vin. În cel mai rău caz n-a putut să fie, a fost o persoană care chiar avea un examen, era medic și avea examen și atunci a zis: îmi pare rău, nu pot să vin că am examen, nu pot să am în examenul respectiv. În rest, dar dacă nu era examen, nu venea. Adică și va veni la toamnă, pentru că noi vrem să continuăm la toamnă ediția, având în vedere că a avut așa mult succes și foarte mulți tineri ne-au solicitat continuarea de activități de genul acesta. De exemplu, în luna mai vom organiza webinarii pe temă tot legată de partea asta de orientare în carieră, cum să-mi fac un CV, dar nu se practică CV-ul copy-paste de pe internet. Ăla are exact același rezultat, copy-paste, adică nu te reprezintă și e mare minune dacă te cheamă cineva la interviu, înseamnă că sunt foarte disperați și nu au alți candidați. În mod normal, un CV care să te reprezinte necesită implicare, necesită să te cunoști pe tine, necesită să cunoști ce fel de competențe se cere acolo și să știi, uite-te, eu am făcut, de exemplu, voluntariat, că poate ești la liceu și n-ai avut încă un job, ai făcut voluntariat. O să te învățăm ce tipuri de competențe ți-ai dezvoltat tu în acele activități de voluntariat, care te ajută, de fapt, pentru un viitor job. Sau ești student, sau ai făcut internship-uri, sau chiar ai avut diferite oportunități. Foarte puțini tineri știu să se pună în valoare într-un CV, să nu mai spun apoi de un interviu. O să avem și interviuri și o să avem experți din resurse umane care o să vină și o să
lucreze concret, pe caz, adică nu bla bla general, ci uite-te, tu vii cu CV-ul, uite-te în CV-ul ăsta pe tine, te-aș sfătui să pui lucrurile astea, pentru că eu, ca și expert pe resurse umane, recrutor, la asta mă uit. Dacă văd lucrul ăsta, deja m-ai atras și vreau să vii la interviu și apoi îți arăt ce să faci și la interviu, în așa fel încât, nu știu, să nu fie o situație în care ești stresat și în care poate mergi la interviu, poate n-ai știut ce n-ai făcut bine, nimeni nu-ți dă niciun feedback și la următorul interviu faci aceleași greșeli. Da, asta e un lucru foarte important. Un aspect extrem de important și un ajutor atât de binevenit, pentru că, așa cum spuneai și tu, de multe ori se întâmplă să nici nu știi ce ai făcut greșit, dar dacă mergi pregătit, cu siguranță rezultatele vor fi dintre cele mai frumoase. Ne spuneai că au participat foarte mulți tineri, de asemenea ne spuneai că aceștia au putut participa la mai multe webinarii din acestea și știu că tu ții legătura foarte apropiată cu toți edubiștii tăi. S-a întâmplat să vină vreunul dintre ei în urma acestui summit să-ți spună, uite, m-am decis, mai aveam acolo un pic să știu spre ce direcție să o apuc, ce fel de meserie să am în viața asta, dar acum în urma acestui summit și în urma participării mele, am decis, știu ceea ce vreau să fac. Nu, mulți. Am avut mulți edubiști care și tineri, pentru că nu au fost doar edubiști, aceste evenimente sunt deschise și gratuite pentru toți tinerii, mi-au spus și că într-adevăr li s-a confirmat, dar am avut și situații în care au zis, mi-am dat seama că nu-i de mine. Și e mare lucru să-ți dai seama lucrul ăsta, pentru că îți dai seama, mergi la, poate te pregătești pentru o facultate, poate te pregătești pentru o admitere chiar 2 ani de zile, și îți dai seama, ok, poate și intri, că dacă ești serios și înveți și intri, și după un an, doi, îți dai seama că nu-i pentru tine. Asta n-ar fi o problemă. Dar la noi, în societatea noastră, e mentalitatea asta, cum adică să schimb facultatea? E ca și cum aș fi ratat, e un eșec, nu pot să fac lucrul ăsta. Și atunci continui pe un anumit drum, dacă tot am ales facultatea asta, hai să am și o diplomă, și după aceea, culmea, dacă tot am o diplomă într-un domeniu care nu mi se potrivește, vreau să lucrez și în domeniul ăla. Și da, așa se întâmplă. Așa că eu mă bucur foarte... Știi cum e și cu facultatea și cu cariera? Nici nu e atât de important să spun, uite-te, nu știu, Loredana, pentru tine ăsta e domeniul tău. Ci mai degrabă să învățăm pe tineri să se cunoască, să își pună întrebări. Să se pună în situații noi, să îndrăznească să meargă la tot felul de oportunități, să cunoască oameni, să meargă la voluntariate, să meargă la stagii de practică. Așa să se descopere și totdeauna, cumva, să decizia pe care o au acum la 18, 20 și ceva de ani, să nu se gândească dacă nu iau bine decizia asta, mi-e distrusă toată viața. Nu știi niciodată unde te duce viața. Așa nu știi este. În urma unor întâlniri cu niște oameni unde ajungi să lucrezi sau pe cine ajungi să cunoști. Așa este așa și ce fel de uși ți se deschid, nu-i așa? Da. Teodora, suntem în ultimul... E important să nu spui nu. Exact, iată, o lecție bună. Suntem în ultimul minut, spune-ne ce fel de proiecte pregătiți. În primul rând, masterclass pe cum să-ți faci un CV al tău, personal, cum să-ți faci un interviu, cum să te prezinți la un interviu. Masterclass foarte aplicat, astea vor fi în luna mai. Mai avem încă un webinar foarte fain cu Raul Mândru. E unul dintre cei mai faini antreprenori pe care îi cunoaștem. Are cea mai mare agenție de comunicare din New York și e român, e fain. A și fost la summitul carierelor și va face un webinar foarte fain cu tinerii. Nici nu știu oare să le spun titlu sau nu, dar dacă intră la noi pe Instagram, o să descopere, pentru că încă noi n-am dezvăluit tema acelui webinar, dar va fi fantastic, va fi o temă pe care toți tinerii o caută în momentul acesta, pentru că mulți trăiesc situații din astea de, nu știu, neîmplinire, dezamăgire, nu știu, te simți poate mai, nu știu, neîmplinit. Cum să faci să depășești astfel de situații?
Așa că sunt foarte multe. Așa avem că aveți destule, plină, exact, da? Înainte și cu multe proiecte foarte faine, așa cum sunteți și voi toți. Și așa cum spuneai și tu, mai ales în contextul acesta, după ani de pandemie, acum cu conflict militar, mulți tineri se simt dezorientați și atât de multă nevoie au de oameni care să-i ghideze, care să le fie aproape și care să le ofere sfaturile necesare. Și tu ești cu siguranță unul dintre ei. Teodora, îți mulțumesc pentru astăzi. Mult succes în continuare în tot ceea mulțumesc ce faci. Mulțumesc din suflet. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că și astăzi ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine.